Mihai Treistariu e gata să câștige Eurovisionul, după cum e chiar el convins. Cu noua lui piesă, Paradisio, pentru care a scos și un videoclip. Paradisio, living in the world of shadows. Paradisio. Clipul ăsta se pare că a costat 15.000 de euro. Iar înainte de lansare, Mihai Treistariu a postat pe Facebook următorul mesaj. Paradisio e al 21-lea videoclip din cariera mea, însă primul pe care îl ador. Când o să-l vedeți, o să vă îndrăgostiți de el. Regizorul Iulian Eftimie e un geniu în materie. Am știut eu de ce l-am ales. Într-adevăr, acest regizor este un geniu. Să convingi pe cineva să-ți dea 15.000 de euro pentru un clip de 2 lei, trebuie să fii un geniu. Sau cel care îți dă banii trebuie să fie mai puțin geniu. Și eu când eram mic am făcut un videoclip exact la fel, dar n-a costat nimic, că l-am făcut pe un Nokia 3310 în aplicația Snake. Acest regizor genial nici măcar n-a scos clipul full screen. L-a scos într-un pătrățel, ca pe vremuri. Paradisio, hey, dar ce ai făcut, boss? Știi cum se asortează clipul ăsta în pătrățel cu mileul de pe TV-ul lui Mamaia? Nici nu trebuie să-l dai la o parte. Se atârnă așa frumos puțin pe ecran, elegant, sanchi, știi când zic? Grafica pare a fi un colaj din reviste decupat de un copil de clasa 4-a. Intro-ul de început este parcă o parodie Star Wars, dar cel mai important este felul în care se prezintă Mihai Treistariu. A great superhero. Who gives life and hope. Our story begins with Mihai. A great superhero, Mihai. A great superhero of the planet MNT8. Nu mă miră deloc faptul că el se consideră a great superhero. E de ajuns să te uiți pe pagina lui de Facebook și să-i dai dreptate. A great superhero. Când arăți atât de bine și ai toate pozele astea pe pagina ta oficială, e clar că ai ceva de pe altă planetă în tine. Ceva de supererou. Lasă, boss, pozele! Alta-i beleaua! Să-ți faci implant de păr de 1000 de euro și tu să apar el în clip. Chiar că trebuie să fii de pe altă planetă. Mă bată mama! Desigur că în cei 15.000 de euro au intrat și cheliile alea false, care sunt cât se poate de prost lipite. Tot în cei 15.000 de euro intră și vocea de pe fundal, cea care se aude la minutul 3.40, de exemplu. Dacă mă întrebați pe mine, sunt indicații din filmare ale regizorului. Se aude spunând vezi jos sau ceva de genul. Dacă îl întrebați pe Mihai, ne lămurește pe pagina lui de Facebook. Pentru liniștea tuturor, la minutul 3.40 al piesei Paradisio e un efect numit Eyes Wide Shut, pe reverse. În rest, doar liniște și pace. Mihai, dacă vrei să-ți bagi joc de tine în videoclipurile tale, n-ai decât, dar nu-ți bate joc de noi. Că nu ne-am născut ieri. Ați uitat sunetul de pe filmare în videoclip. Ce să ne atâta Paradisio pe noi? Partea bună este că după ce ne-a spus că ne vom îndrăgosti de clipul lui, Mihai și-a dat seama că a fost penibil și a scos clipul de pe YouTube și a anunțat că două firme profesioniste, de parcă prima n-ar fi fost, îi vor reface clipul. Iar noi ne oferim să-i refacem intro-ul. Într-o galaxie în care niciun bărbat sănătos la cap nu-și pune poze în chiloți într-o piscină cu igrasie. Într-o era
în care orice bărbat de 40 de ani ar trebui să aibă simțul penibilului. Într-un univers în care îți pui gresie, schimbi mobile și îți iei plasmă în sufragerie ca tot românul dacă ai 15.000 de euro, există o planetă, Valahia, pe care trăiește un super-erou, Chilozariu. Pentru ca o țară întreagă să râdă de el, se pune pe tavă, pe octavă. Un clip futurist de 15.000, gata să câștige Eurovisionul, ediția 1976. Dispari, Adisio. Dispari, Adisio. Altfel, îi urăm succes la Eurovision pentru că supereroul nostru are într-adevăr o voce deosebită, în ciuda unor mici deficiențe pe care le avem cu toții. Mai mult sau mai puțin. Piesa pe care o pun pe repeat vine de la Coldplay, Hymn for the Weekend. Poliția muzicii se oprește aici. Vă mulțumesc pentru sugestii și l-aștept în continuare pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofană. Voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.